Bună seara, dragii mei leuți, bună seara, dragile mele din Zodia Leului. Bine v-am regăsit la etalarea generală pentru fiecare zodie în parte. Luna plină, superluna plină, ultima din acest an, sub semnul vărsătorului, cum influențează această lună plină fiecare zodie în parte, ce vești urmează să primiți voi lei în această perioadă. Dacă sunteți curioși, puteți să vizionați clipul de la Zodia Peștilor, pentru că acolo am spus câteva generalități, luând de data aceasta etalările de la final la început. Voi folosi 6 pachete de cărți de oracol, s-ar putea să rezonați, s-ar putea să nu rezonați cu aceste mesaje. Ideea este de a nu prelua aceste mesaje ad literam, ci doar cu ceea ce rezonați, care să vă ajute să vă rezolvați situațiile dumneavoastră. Bun, haideți să vedem ce este important ca lei să afle în următoarea perioadă, poate până la finalul acestei luni. Ce este neapărat de aflat? Ce s-ar putea întâmpla în această perioadă pentru lei? În mare parte s-ar putea ca unii leuți să-și întâlnească marea dragoste, poate și singur, poate o revenire spectaculoasă. Leuții au parte de sfârșitul unui ciclu. S-ar putea ca să se încheie o etapă în viața leilor și să înceapă o etapă cu totul și cu totul nouă. Una peste alta, cred că este perioada voastră, altfel spus, cred că este, cum să vă zic, sunteți așa pe podium, este sezonul dumneavoastră, este vara dumneavoastră, este luna dumneavoastră, una peste alta, și există șansa să cunoașteți pe cineva din zodia Capricornului, berbec, taur, pești de asemenea, și să faceți un cuplu nemai văzut, nemai auzit, o persoană, în unele cazuri, ori cu părul foarte scurt, ori fără păr, cu cioc, barbă, ochii negri, ochii de căprioară, amigdalați, în sfârșit. Sper să nu-i placă ideea de vânătoare, sper, așa, sunt total împotrivă. În sfârșit, e o altă discuție, nu o să vorbesc. Necontrat vorbesc. Din câte se pare, s-ar putea să fie vorba despre distanță, parcă ați fi unul la capătul lumii, celălalt la capătul celălalt, acum că nu v-ați cunoscut, vă veți cunoaște. Că sunteți deja într-o relație, poate o relație de debut, sunt șanse foarte mari să faceți casă bună cu aceste semne zodiacale în parte. Șansa, bineînțeles, de a vă întâlni sufletul pereche. Acum, sunt foarte multe șanse să clarificați anumite lucruri neclarificate între voi. V-am spus, dacă există posibilitatea să vă fi întâlnit acest suflet pereche. Dacă nu este vorba despre această întâlnire cu sufletul pereche, există situația în care aceste semne zodiacale s-ar putea să vă clarifice, sau situația asta dintre voi să se clarifice. Mai ales dacă sunteți așa, stați în codiță de pește. Ori e albă, ori e neagră pentru voi. Dar în egală măsură s-ar putea să renunțați la o persoană din trecutul vostru și să începeți o relație cu totul și cu totul nouă, special cu altă persoană. Din punct de vedere al iubirii, cred că lei sunt acum pe val, pe podium, aș putea spune. Au nevoie de această iubire, au nevoie să fie împlinit, pentru că există șansa și unei reveniri a unei persoane din trecut cu care ați avut o ruptură. Dar ruptura asta, nu știu dacă vrei sau nu vreți, nu este definitivă, este una temporară, sunteți supravegheate pe rețelele de socializare, ambii faceți un întreg, persoane blonde cu ochii negri, blonde cu ochii albaștri. S-ar putea să fie ideea de atât de diferiți și totuși aceleași viziuni, aceleași obiective, s-ar putea în momentul în care vedeți această persoană să rămâneți cu ea pentru totdeauna. Un suflet liber, free spirit, dacă vreți, persoana asta cred că vă va completa sau că vă va arăta o relație cu totul și cu totul nouă pentru voi, s-ar putea să faceți lucruri pe care nu le-ați mai făcut
niciodată cu nimeni, s-ar putea să iubiți cum n-ați mai iubit niciodată pe nimeni, indiferent despre ce vârstă vorbim aici, despre ce energie. Posibil la serviciu, printre colegii dumneavoastră, este o persoană care este extrem de enigmatică, dacă o cunoașteți, sau chiar dacă, sau dacă vi se pare o enigmă, un mister, misterul acesta se va elucida. Și persoana asta va apărea, sau că dacă deja este, o veți identifica, o să vă dea seama și o să spuneți, a, ea era, el era. Nu mi-am dat seama. Posibil diferite diferențe de naționalitate, limbă, religie, stare maritală, vârstă, etc., etc. Orice piedică nu va fi o piedică în calea iubirii voastre, pentru că există o alegere pe care o veți face. O alegere care de care depinde uniunea aceasta. În unele cazuri s-ar putea să fie o uniune mai repede decât v-ați fi crezut vreodată. Iar dacă este vorba despre o regăsire cu o persoană din trecut, sunt șanse foarte mari să fie persoana, sufletul dumneavoastră pereche, care chiar de care v-ați despărțit, dar uite că revine și nimic nu este întâmplător, povestea departe de a fi terminată. O dată de 19 sau un început după ce lucrurile au fost abandonate la un moment dat. Și să știți că simțiți acest lucru sau persoana asta simte acest lucru. Este cumva o, cum să vă zic, parcă știți așa unul de celălalt. Din nou pot să vă spun că vă urmăriți unul pe celălalt, asta în cazul în care deja vă cunoașteți, gemeni, balanță, fecioară, persoane grizonate sau brunețele cu ochii căprui, căprui verzui sau ochii aceia cameleonici de pisică, acum sunt cachi, după care sunt maro, etc., etc. De asemenea, există și un semn zodiacal destul de pronunțat, cel al capricornului. Veți fi în postura de a lua niște decizii obiective. Persoana asta este matură sau trecută prin viață. Deocamdată sunteți unul cu spatele la celălalt, unul dintre voi este mai vanitos, însă este doar o chestiune temporară. Se vor face sau se va face cumva curățenie în inima dumneavoastră, în sufletul dumneavoastră, noul luând locul vechiului. Practic, va fi nevoie să vă eliberați de tot ceea ce nu vă mai este de folos și cred că întâlnirea aceasta va fi reluată cu jucăușenie. Sau cred că vor fi spuse niște chestiuni ca și cum niciodată nu s-ar fi întâmplat nimic. Posibil să existe niște drumuri pe care le faceți cu lucrul, cu munca, posibil să aveți de dat niște interviuri, mult mers cu mașina, poate eu știu, dați de carnet, poate vă recuperați carnetul, sau aveți atenție la a nu lua carnetul sau a nu face, eu știu, a călca pe bec, că nu este cazul. Să forțați nota. Alți leuți s-ar putea să fie ușor devastați din cauza faptului că s-ar fi putut să ia niște decizii la nervi. Cum spuneam, există această perioadă în care e foarte mult stres sau emoțiile sunt duse la extrem. Nu încercați asta acasă, nu încercați să luați decizii, să vă înfuriați și să reacționați pe moment, pentru că dacă există un conflict, acesta va escalada. Aveți grijă la persoane din jurul vostru între două vârste cu descrierea fizică pe care am menționat-o, care s-ar putea să nu fie, să fie o influență negativă și chiar să practice lucruri neortodoxe. Este o persoană care se poartă cu voi cu mânuși sau cu persoana la care dumneavoastră vă gândiți sau care va intra în viața noastră. Se poartă cu mânuși. Fiți atenți la aceste persoane care să nu deranjezi, dar nu poți să... Stai tu! Știți? Genul acesta foarte serviabile, foarte, cum să vă spun, foarte atenți dintr-o dată. S-ar putea să nu fie ceea ce credeți dumneavoastră sau cine credeți dumneavoastră, s-ar putea să fie o problemă cu mama sa, pe linie maternă văd că cineva îi cam conduce din umbră viața asta, dacă știți despre persoana despre care vorbesc, persoana din trecut,
S-ar putea să vârtă niște ploi, s-ar putea să facă niște lucruri neortodoxe, pentru că își vede fiul, aici asta văd o mamă care își vede fiul cel mai, nimeni nu este bun pentru el. Îl urmărește din umbră și încearcă să atace absolut pe toată lumea care iese în, sau care este în jurul acestei ființe, iubitul său fiu, care nu, cum să vă spun, i-ar intra așa în raza de acțiune. Dar este extrem de serviabilă. Este extrem de serviabilă, extrem de atentă, doar de imagine. Doar de fațadă, pentru că în spate face și desface. Încearcă și a încercat întotdeauna să schimbe fiul. Cum a putut, în orice situație, să întoarcă această persoană împotriva, eu știu, relațiilor fiului său, familiei sale, o ființă care duce vorba, o ființă care nu este statornică, o ființă care are destul de probleme cauzate de o rătăcire, mă rog, poate că i s-a întâmplat ceva în copilărie, poate că i s-a întâmplat niște traume, a suferit în sfârșit, poate în decursul vieții, motiv pentru care încearcă să aibă o super protecție nejustificată asupra acestei persoane. Și din cauza asta să fie posibilitatea unei despărțiri, dar și dacă este, ea nu este total, este o despărțire definitivă, pentru că această ființă nu are putere extraordinară asupra acestei persoane, bărbat, femeie, până la urmă, mai puțin contează. Și mai ales că acest personaj are protecție divină chiar împotriva mamei sale sau împotriva unei energii feminine mature, să spunem așa. Că este mamă, că este mătușă, că este soră mai mare, etc., etc., mai puțin contează. Ceea ce nu știe această persoană este că persoana voastră are protecție de jur împrejur și toate lucrurile negative spuse către această relație, către, mă rog, din voluntar către fiul său, ricoșează. Este ca o, cum să vă spun, gândurile sale ricoșează în această platou și în acest scut și se îndreaptă tot către el sau către ea, cu riscul de a rămâne singur sau singură. Un ajutor financiar, s-ar putea să obțineți o slujbă, s-ar putea să faceți, să dați un interviu și după foarte multă vreme să obțineți acest interviu. Există aici un soi de inteligență, așteptare, atenție la un scorpion, la persoane veninoase. Vedeți, se repetă mesajele. Cineva în jurul vostru tot încearcă să arunce cu un venin, dar voi sunteți deasupra și primiți ajutor. Sunteți extrem de... poate și la serviciu, poate nu vi se... sau conflicte, tot felul de conflicte. Dar dumneavoastră sunteți întotdeauna câștigător. Cineva vă întinde o mână, cineva cred că vă ajută, ori cu un împrumut, ori cu niște, eu știu, obțineți un credit, ori cineva vă întinde efectiv o mână de ajutor, vă sprijină cu profesionalismul său, cu o vorbă bună, cu experiența sa profesională, etc., etc. Vedeți, să vedem ce legătură are acest ajutor și vă restabiliți și din punct de vedere financiar. Energiile se întrepătrund, sper să nu fie leuții în postura aceea de energie feminină matură care încearcă să te săgeți către, eu știu, relația fiului său. În sfârșit, v-am spus, energiile se întrepătrund, până la urmă dumneavoastră sunteți în măsură să preluați aceste mesaje și să le identificați acolo în puzzle-ul vieții dumneavoastră. Văd persoane șatene, roșcate cu ochii negri, blonde cu ochii căprui sau, mă rog, în general deschiși la culoare. Există posibilitatea unor noi planuri pentru voi, reîntoarcerea la școală, cum spuneam, posibil, să vă pasioneze, scrisul, să scrieți o carte, să vreți să faceți acest lucru, sau cineva vorbește surprinzător de mult despre voi. Acum, nu știu dacă, mă rog, o fi de bine, nu o fi de bine, o să vedem imediat.
cuiva este dor de voi. Deci cineva vorbește foarte mult de voi și este dor de voi. O persoană din trecutul vostru, cum spuneam și la începutul acestei etalări, nu s-a rupt, nu s-a, cum se zice, nu s-a rupt căruța, nu s-a spart, nu s-a rupt, nu s-a distrus relația asta dintre voi și nu vă poate scoate din minte, din cap. Cineva din trecutul dumneavoastră și cred că a început să vorbească foarte mult de voi cu altcineva, despre voi cu cineva, gândindu-se la situația în care v-a făcut rău. Cineva are o pasiune sau reconstruiește o pasiune vis-a-vis de voi. Deci eu zic că la voi nu cred că lucrurile s-au. Așa că așteptați-vă la acest sfârșit de ciclu dificil, această etapă dificilă pe care ați trecut-o, reluarea unei relații, ce sunt singuri, leuții singuri, s-ar putea să-și găsească sufletul pereche, dar atenție la Maleficent, care face și desface. Din ce în ce mai mult se vorbește de voi, cineva, cuiva i-ați căzut cu tronc. Vărsător, gemeni, am mai zis, și pești chiar, și există un ajutor. S-ar putea ca această persoană să fie acea persoană care colaborați mai mult în ultima perioadă și care își oferă ajutorul. Vedeți care, eu știu, poate, acum dacă vorbesc despre noutate, această ființă nouă care vine și își oferă ajutorul, dar este persoană de încredere. Poate la serviciu, poate prieten, etc., etc. Dacă nu și știți deja despre cine vorbesc, nu este ruptă definitiv. Sunteți pe cale să reîntâlniți sufletul pereche, cei singuri să întâlnească sufletul pereche. Dragoste și emoții foarte, foarte sus pentru lei. Dragii mei, dragile mele, eu vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag. S-ar putea să faceți și niște călătorii, de ce nu acolo unde vă rezolvați niște chestiuni materiale. Eu vă doresc să aveți încă o vară liniștită, să vă liniștiți și să încercați pe cât posibil să nu intrați în conflict cu nimeni, pentru că este o perioadă în care răbunim din ce. Vă îmbrățișez cu drag, aveți grijă de voi, până data viitoare, tot binele din lume. Numai bine! Pa, pa!